În anul 2022 am procurat un produs alterat de la magazinul din localitate. Și am avut probleme că m-am adresat la ANSA, la toate instanțele și a zis de la ANSA Victor Postolachi, care era șef pe timp și ala, a zis că o să vină să ne aducă o foaie ca să o completez, foaie și să fie ca o cerere. Și eu am așteptat ca să vie la mine, eu pe data de 15 iulie am procurat, pe data de 18 a venit la mine Victor Postolachi, ne-a dus foaia, am scris cerere și am solicitat ca să ia măsuri cu angajații de la ANSA, să vină ANSA să ne clarificăm. Și a venit ANSA, inspectorii de la ANSA au venit pe data de 26 mai iulie. Eu produs cel alterat, l-am pus în frigider, în ghețărie și s-a păstrat până când a venit. Eu le-am zis ca să iei produsul la analiză de laborator, dar inspectorii Levischi și cu acealalt care a fost, n-au vrut ca să iei. Au zis că da, deși eu nu trebuie de luat. Și au venit, dar n-au venit taman să examineze cazul cu produsul și-al alterat. Dar au venit într-o zi de marți, la 26 iulie, anul trecut, chiar că acum iau ani de zile, să vadă dacă nu este carne de realizat. În centru sat la noi se face în tătă marța piață. Și era Bogomolov și cu Levinski, doi inspectori de la ANSA. Și eu am fost invitată ca să mă întâlnesc cu dânsi, să discutăm și eu fost cum a fost. Și eu aveam tichetul de la bonul de la aparatul de casă, care e bon fiscal, care ni s-a mânat când am procurat produsul cu alternativ. Cu termen de validitate expirat. Eu am procurat de la întreprindere individuală Elvira Postolachi, care este cu scră primarul și vinde magazinul central din centrul satului, că au mai fost magazine, dar s-au stăruit și le-a închis că să vândă ei, să rămâie ei, să măjească ei mai bine, să vândă zahăr, tăt, produsele de prima necesitate, le vinde mai scump. Eu am solicitat ca să vină televiziunea locală, sortă vreau, și să povestesc toate cazurile astea. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum a fost dat afară din magazin, cum m-am josit, m-am umilit, m-am numit cu cuvinte necenzurate, Inga Mână Scurt, care vinde împreună cu mamsa în magazinul din centru satului. Și a venit televiziunea, sort TV. Eu am spus ce am cumpărat, cum am cumpărat și dânșii au publicat pe Facebook ca să vadă toată lumea și ce să faci și cum să faci. Un oricare, Oleg Cetulean, care e verișor cu primarul Cetulean Sergei, a văzut și a scris comentarii și m-a numit cu cuvinte necenzurate. Eu m-am adresat la poliție, poliția a făcut un proces verbal, dar l-a făcut așa, numai să nu zic eu că nu a luat măsuri, ei s-a pus amendă 600 de lei. Eu am ridicat întrebarea la judecătoria Soroca ca să ne se întoarcă prejudiciul moral. A fost judecata, a fost în folosul meu, am câștigat judecata și m-am adresat la executor ca să ne recupere, ca să ne repare prejudiciul moral, ca să ne întoarcă datoriile pentru prejudiciul moral, să extragă suma dată. Am scris cerere, am scris tot, am scris numărul de contact a telefonului. Numai am ajuns acasă și mă sună din urmă angajații de la executorii judecătorești
spune că zice și adă datele personale, EDP-ul, pentru ca să putem sustrage suma de la Oleg Citulean. Cum s-a duc este? Nimeni nu a să mi-l dea. Ești scad că altfel nu putem să-ți Dar dăm. poate M-am cerut adresat. IDNP-ul matale, nu alu Citulean. Poftim? Poate cerut IDNP-ul matale. Nu, la mine era scris că eu când am completat cererea, am scris acolo tot, că nu de la mine trebuie să tragă banii, de la Citulean. Dar de unde știi la Și... ta IDNP-ul altuia? Păi așa, la noi lucrează organele de stat, că trebuie eu să caut teste, dar polițistul nu a înregistrat în procesul verbal datele din pașapoarta a lui Citulean Oleg. Și n-am cum să le iau. Nimeni n-a să ne le dea. Și cine sunt eu? Eu sunt persoană fizică, nu sunt persoană juridică. Dar la noi legile se discută, dar nu se execută, fiindcă dacă a dat judecătorul consimțământul că trebuie de luat această și am câștigat judecata, trebuie ca să sustragă astea, să caute executorii toate astea. Dar nu eu să mă duc să-i caut și dau pe farfurii la executor. Și mai Nu sunt te-ai de astea adresat la cazuri, chiar. Uniunea Executorilor, că executorii sunt subordonați unui șef. M-am adresat și au zis că nu intră în competența lor. Să mă duc eu, scaut la secția de pașaport. Cine sunt de ei, iar din tăi? Cine sunt eu ca să mă duc la secția de pașaport? Sunt de ei datele personale a altor persoane. N-am eu Dar dreptul cum îl ăsta, n-am eu cheamă pe puterea asta. executorul? De unde? De la Soroca? Executorul de la Soroca a zis că eu să mă duc scaut și Dar când cum noi îl veni cheamă? Are un să-i nume? dau, da, timp de 3 ani de zile am când să fac și să scaut să găsesc. Cine ies în de ei? Te-ți fug, nimeni nu vor să dea. Polițistul nu vrea să facă datoria, executorul nu vrea să-și facă datoria. Am ajuns la Chișinău, la executor, acolo, la Uniune. Consiliul Executorilor. Și acolo tot mi-a refuzat, o zic, dar și nu intră în competența noastră, dar în competența cui? Să trăim în țara bandiților, în țara tâlharilor, mincinoșilor și nu știu cum să le mai zici, și a corupților, că e corupt la noi, mai corupt ca Soroca nu nimeni, sunt corupție la putere, corupție crește, înflorește, aici altceva nu-i nică, e corupt și judecat, și procuratură, ștet, Păi poliție, cum ștet, coruptă tot e dacă corupt. Poliția l-a amendat, ți-au satisfăcut așteptările, judecătorii au păstrat amenda, chiar dacă nu era scris CNP-ul în procesul verbal și ți-au dat titlul executor, acum numai la executor te-ai împotmolit, dar poate e incompetent și numai un executor aveți în oraș, cum îl cheamă? Plituc, Serghei. Și altul nu există? Dar nu că acolo el și încă două femei, dar dacă și ne-a zis că o doamnă care am fost, doamnă nu era la moment, eu am scris numele, am scris cererea pe numele lui, era o doamnă și mi-a primit cererea și tot doamnă și îmi spune, zice, nu avem dreptul noi să căutăm, duci caute datele de identitate și apoi noi acționăm. Altfel noi nu putem să acționăm. Ia ca așa e la noi. Corupți de sus până jos. Dar de unde e bărbatul ăsta care te-a înjurat pe internet? El e născut în Porcani, dar trăiește în Vasălcheu. Ah, deci în sat. Și este altcineva cu numele lui acolo? Nu, el e născut în satul Porcani, dar trăiește în satul Vasălcheu, e căsătorit, are familie. Și mai sunt alții cu numele ăsta în sat. E greu să-l găsească? Îi trebuie numai decât CNP-ul, IDNP-ul? Le trebuie datele este fiindcă să le dea la banc sau neava să-i sustragă suma asta. Păi și lasă o obțină pe cale legală. Cum impune un cetățean să încalce legea, să facă rost de date personale care nu îi sunt accesibile? Așa la noi lucrează organele, spus dat, așa ești la poliție, așa ești la procuratură, așa ești unde vrei. Dar ai un Poliția iarăși răspuns, nu... ai un refuz în scris de la executor să primească spre executare? Păi am
Am, ia că acușa e să-i dau citire, dacă o să-i dau citire sau să-l ascultați și ne spune. Ia că am aici, ia că pachetul de documenți care mi l-a întors, iată cererea, iată tot ce este. Și o să încerc să citesc dacă o să fie posibil. Iată așa. Ministerul Justiției a Republicii Moldova, Uniunea Națională Executorilor Judecătorești. Și aici scrie: executorul judecătoresc Plitoc Sergei vă expediază documentul executoriu numărul 2 tere 103-23 din 22-5-23 emis de judecătorie Sroca în încheierea numărul 050 tere 277 9 bară 2023 din 11-7-23 privind refuzul de a intenta procedura de executare. Și Și care e motivul refuzului? ia ca mai jos el îmi spune, dispun a refuza intentarea procedurii de executare a documentului executoriu numărul 2 tere Lasă cifrele 103. astea, spune care e motivul. Și ne interesează pe noi cifrele. Motivul e deși Păi că citește de acolo, nu inventa. apea că ei deși citesc. A informa creditorul urmăritor că refuzul executorului judecătoriei de a intenta procedura de executare nu este o piedică pentru prezentarea repetată a documentului executoriu spre executare după înlăturarea Păi neajunsurilor. care sunt neajunsurile? Citește mai sus care a fost motivul. Apea că vă citesc. Primul, a refuza intentarea procedurii de executare a documentului judecătorie Soroca privind incasarea de la Cituleanu Oleg cu domiciliu în Soroca, Vasilcău, beneficiul lui Manu, cu domiciliu în Parcani, deoarece lipsește ANKP al debitorului. Dar ce e asta Și ANKP? A punct N, C Anul punct nașterii. P al Repet. debitorului, anul nașterii și codul personal. Păi și de unde să-l iei că-s date personale? Păi de unde sunt eu? Și că următoarea spune așa: a informa părțile procedurii de executare și terțele persoane că erorile materiale sau formale comise în întocmirea prezentului acte pot corecta de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea motivată a părții interesate și nu pot servi temei de contestare sau de anulare a actului executorului judecătoresc. Încheierea poate fi contestată de creditor Ma ta poți să în contești judecătoresc în încheierea și termen de poți. 10 zile. Ma ta poți să contești încheierea, dar poți să-i ceri executorului să caute el anul nașterii și codul personal. Dar procesul verbal de amendare îl ai, original, sau numai o copie din procesul contravențional de la judecată? Acolo este copia de la judecată, Și copia cu datele procesului verbal, personale dacă acoperite sau nici nu a fost scrisă? nu a fost scrisă. Nu a Înseamnă fost că scrisă de către. intenționat. Înseamnă că intenționat agenții ăștia, Da. constatatori, n-au scris datele astea ca să invalideze. Deci ei s-au făcut că îl amendează, ca el după aceea să câștige în instanță. Cum de n-au câștigat în instanță, nu înțeleg. Iată, acum Dar din el nici motivul nu a ăsta fost nu poți să obțin executare. prezent. Trei judecăți au fost și el nici la una nu s-a prezentat. El probabil nici nu a plătit amenda. Posibil, da. Mare Și nu. amendă, ai zis 600 de lei? 600 de lei eu pus amendă.
Ce bătaie de joc. Înseamnă că trebuie scris și la ANSA sau unei zis că sunt agenții cei constatatori și la Ministerul Justiției și la Uniunea Executorilor. Nu-i suna, că n-ai nicio dovadă că ei sunat. Scrii demersuri, zi, iată ce au făcut ăsta. Și poți chiar să acționezi statul în judecată, Ministerul Justiției, în baza legii 87, pentru că refuză să execute o hotărâre de judecată. După care, în 3 luni, dacă nu se examinează, te poți plânge la CEDO. Ce fel de justiție? E asta dacă efectiv nu poți obține dreptate. Se numește justiție, dar dreptate nu ai. Acela te înjură, amendă nu plătește, despăgubiri nu plătește. El mâine o să te înjure iară. Ori pe mata, ori pe mine. Păi chestia că nu se ia nicio măsură, nici ANSA, dar Soroca nu a luat, chiar că nu a luat măsuri cu magazinul, fiindcă ne-a dat un răspuns mincinos și a zis că magazinul ne-a întors prejudiciul material în sumă de 25 de lei, dar cum nu le-ai văzut tu, nu le-am văzut nici eu, și a venit acasă postulat seara la mine cu o bere de 1,5 litru să mă cumpere, dar eu nu-s de cei care să mă cumpăr pentru o bere de 1,5 litru, că el merge pe drum, se întâlnește cu mine, ani de zile are în sat, trăiți, că trăim într-un sat, postulate Victor, dar el o bomboană sau un covrig nu dat, o prăjitură, dar cu atât mai mult cu o bere, vine el la mine cu o bere și ne aduce o bere, zic, pentru ce? Așa că a fost Sfântul Ilie, a fost Sfânt Foc, aia că acum la în august el a venit la mine. Pe data de 6, 7 august a venit. Dar pe tine nu te cheam nici Ilie, nici Foca, n-ai nici o tangență cu este. Și, pentru ce ne aduci? E așa ți-am adus. Pe urmă primarul, când eram în magazin și a început să mă înjosească, să mă umilească vânzătorii toți, el a venit la solicitările vânzătorilor, că el, mă rog, e tata Serghei Fiodorici și a venit acolo să le pui palma să-i apere pe toți. Că îi cuscă nora și fiorul vitreg lucrează. Și a început a striga, e nu spune drept, deși Inga, mână scurtă, nu spune drept, deși au venit oamenii ăștia de la ANSA ca să și erau în magazin. Dar a început să spună că oamenii și de atât au venit că se închidă magazinul și primarul a început a strigat că nu se închide magazinul, că e unicul magazin care deservește satul și n-are drept să-l închidă nimeni, că el cu magazinul ăsta ține la magazinul ăsta, dar mă cheamă pe mine afară și deci tu și stai aici, dar nu ți-l închide nimeni, cu oamenii cei de la Soroca Livinski și cu Bogomol, au zis că noi nu am venit să închidem magazinul, noi am venit să controlăm produsele, valabilitatea produselor, dar dat fiind fapt că special au întins răzina și nu au venit la moment, eu am cumpărat la 15 produs și l-au alterat, dar ei au venit la 26 și la 27 le-au făcut un control inopinat și cadau tăcâmul și al de pui care l-am cumpărat eu tot deșelea, dar nu mai erau deșelea, erau altele aduse. Că ei au luat de la alte Poate firme, de la controlul se alte numea furnizori. poate se numea control inopinat, dar i-au anunțat din timp și s-au făcut ordine și au luat și o capică pentru asta și au făcut un proces verbal de mântuială și și așa a toată fost. lumea e fericită. Și Da, Valentina Manu, și vânzătorul, și primarul, și cei doi controlori de la ANSA. Hai să facem fiindcă scandal, că o asta e trebuie să mafia. vină îndată să fac controlul ăsta. Dar eu am procurat la 15, dar au venit la 26, 27, peste 2 săptămâni. Și zici, dacă noi n-am găsit de astea, de unde îți găsești? Dacă da, aici vreau să vă spun așa, că și nu s-ar face, primarul pune mâna, pune umărul și îi Iată. apără. Da. Și am fost chemat în zoșie în primărie. Îmi pare rău că n-am scos telefonul să înregistrez, să arăt cum primarul îmi dădea 50 de lei. Zic, dar pentru ce îmi dai 50 de lei? Dar eu te ajut. Cu ce mă ajut? Că m-ai ajutat cu 7.000 de omle. Pe urmă a venit și vânzătoarea, Inga, mână scurtă, a venit la doamna Valentina, zic, și străbești pe mine, n-ai treabă. A venit să-ți retragi cererea înapoi și eu îți dau 25 de lei pentru tăcâm. Eu n-am vrut să retrag cererea înapoi, am vrut să merg înainte, să arăt la lume și să faci aici în satul ăsta, că aici tu și Svet brăsai granatul.
N-ai treabă. Și ei, primarul, o zis că am înțeles reacția. Și tot atunci, în dat, s-a dus migam la Soroca și o uns pteț. Și în loc ca să... Ăștia au început a striga la mine din magazin vânzători. Bogomol și cu... cu Levieschi, ăștia doi inspectori, zic că nu strigați, că noi o să fim marturi. Și o zis, ieși scrie la politic, noi suntem marturi. Scrie că te-o înjosit și te-o umilit. Eu am scris, m-o înjosit, m-o umilit în magazin. La Soroca ei au refuzat să semneze, că s-a dus polițistul ca ei să semneze. Și au văzut în magazin. Ei au refuzat, fiindcă au fost, că au insistat asupra lor postulache Victor. Înseamnă că probabil ei cu asta au crescut prețul și au primit mai mult și n-au mai semnat. Și asupra lui Victor Postolache a insistat primarul, Victor e din Parcani. Și a venit țara la mine, șeful de la ANSA, noaptea la ora 8 jumate, eu de-am mă culcasem prin septembrie și în august. În august, câteva zile, a venit tot în ziua aceea când mi-a adus Postolache bierea și acasă. Eu am telefonat pe deputatul în Parlament, Babi Cion, și el a zis, trimite-mi mie bierea și eu. Eu am fotografiat și din bierea și i-am servit pteți, pe cei de la ANSA, de la Cineuș, de la Inspectorat Fiscal, Cineuș, Soroca, până și când și lui Maia Sandu și lui Igor Grosu, le-am trimis din puținul, care le-am servit pteți cu bierea și ei. Zic, ia că și să ocup Soroca, ANSA, de la Soroca vine și ne aduce bierea. În loc să iei măsuri cu fără de legile care le fac, și au venit ANSA de la Soroca și nu au găsit nici, eu netezit pe cap, au controlat tot era bine, când au venit ANSA de la Chișinău, le-au făcut două procese verbale, de două ori au venit și au găsit produse alterate, bomboane, prăjituri, rachiu, cu termen de validitate expirat. Și îți duci babele astea la magazinul, e acolo letră cu biserica, ele se duc, mai eu câte o bomboană, mai eu câte o prăjitură, de la un copil, chiar și la o babă, mănâncă acolo, el nu se uită, nu știe ce cu dânză. Ai o trăvire. Și prostie asta. Un detergent tot are termen de valabilitate. Și să faci aici, eu, pe urmă, eu am fost în magazin, ei m-au josit, m-au umilit, m-au dat afară, nu ne-au dat bon de plată de la casă, de aparat. Eu am scris la poliție că am fost înjosit, umilit, poliția îmi dădea niște răspunsuri de 2 bani, că dacă aici primarul are labii pe roasă, că jos, că el are labii pe roasă și nu-ți teme, și puteți îi cumpără, eu și scriem și la președinție și puteți să stăi, și așa, pe urmă, eu am scris la inspectorat fiscal la, și de la Chișinău au venit și le-au pus amendă 5.000 de lei. Pe urmă, ei ca să-și răscumpre că au plătit 5.000 de lei amendă, că nu ne-au dat, odată am luat de 300 de lei și nu ne-au dat bon fiscal, a doua oară am luat de aproape 200 și nu ne-au dat bon fiscal, că asta a fost în 2021, în decembrie. Și pe urmă s-au început mașini mari în 2022 și au început să-mi spui că eu am intrat în magazin fără mască de protecție, dar trebuie să arăți camerele, deși dacă eu n-am fost și n-am fost fără mască de protecție și ei, ca să răzbune pe mine, altceva n-avea și să răzbuna. O zis că am fost la 15 martie 2022 și la 6 aprilie 22. Dar la 22 aprilie îmi face proces verbal, dar la 15 aprilie s-au scos restricțiile. Cum așa, oameni buni? La 15 aprilie s-au scos restricțiile, nu mai puteți porți masca și e gata, s-au mutit cu masca de protecție. Dar ei și nu au făcut. Asta e motiv de răzbunare pentru cei 5.000 de lei care au fost puși ei. Eu nu recunosc acestea. Eu am mers pe instanță și am să merg și mai departe. Chestii de așa natură, primarul nu a avut drept ca să semneze astea două procese verbale care ni le-au pus el, ni le-au întocmit la adresa lui polițiștii, agenți constatatori, Vornic, Igor Mihalcean, Damian. Unul ne-a pus 4.000, altul 3.000, 7.000. Eu cu casa răschită, vai de capul meu, nu prinesc nicio capie nicăieri.
Am fost prin instanță, încă ei au zis că azi mă port prin instanță, dar sunt și inelegante. Și ajungem la cuvintele că dreptatea ta și nu ți-o poți scoate cu bandiții care se ieșe la putere, talhare și așa cu mâinile pe roas, care procuratură cumpără, judecat cumpără, poliții cumpără, tot e cumpărat. Primarul s-a dus la Soroca, la procuratură, și că am avut un martor mincinos, un nepot de-a lui de la Verișoară. O zis că eu eram în magazin fără mască de protecție. El nu era în țară la momentul acela. Aici martor mincinos a fost, asupra lui au insistat polițiștii Igor Vornic și Damian Mihalcean, plus asta, vânzătorii Inga și Igor Mânăscurt, că ăsta e finul lor de cununie. El era în România și ăștia i-au spus că zic așa, zic așa. Pe urmă, el a mers în instanță judecată, a dat jurământul, s-a semnat și a spus că da, e drept, m-a văzut. Eu îl întreb, tu m-ai văzut? Te-am văzut. Eu am scris plângeri la procuratură. Procuratura o dat la poliție, poliția a făcut запрос la frontieră. Solicitare. O cerut date la frontieră. Și? Da, și el nu era în țară. Nu era în țară și nu era. S-a depistat că a făcut mărturii mincinoase. S-a așteptat ca să vină dosarul de la Bălți, dosarul meu era la Bălți, la curtea de apel. După asta, polițiștii i-au deschis dosar penal, l-au pus în urmărire penal. În luna ianuarie, am fost chemat eu la Soroca și am întocmit documentele de procedură ca să le dăm în instanța de judecată, le-a dat întâi la procuratură și așteptam să fie judecată ca să văd ce măsuri s-au luat și de unde s-au luat. Eu aștept din ianuarie până mai, nici un răspuns nic. Aștept, sunt la judecată. A fost așa ceva dosar, nu a fost. Am sunat la procuratură, spun, dați-mi răspuns. Și măsuri s-au luat cu martorul mincinos. Acolo îmi spune la cancelare că martorul mincinos a fost Rublenco Vasil. Am uitat să-l pronunț, Rublenco Vasil. Din Porcani, să rog. Și acolo ne-a clasat dosarul. Că primarul a intervenit și ne-a clasat dosarul. Procurorii Drume și cu Andronic. Și când am mers la judecate, am mers încă o dată la organele ierarhice superioare, am mers la judecate, procurorul Alexandru Galben a respins cererea, deci contestația de a fi petrecută judecata de către judecătorul de instrucții Mățu. Și Mățu, judecătorul, a spus că dacă peste câteva zile am să iau șansă să vă dau răspuns. A, puteți să nu veniți, eu am să vă trimit prin poștă. Și ești ne trimis că mai departe nu se poate de lămurit că e drept așa și a spus Galben. Alexandru Galben, procurorul. A ieșit iar din tăi, a venit primarul cu toate banii care are, că primarul are o sumă de foarte frumoasă la spatele lui, a vândut tot. Area colhozului care a fost cei și s-au dat la cota valoare ca oamenilor, l-au vândut cu 1 milion și au zis că ar să împartă banii ăștia la oamenii care sunt deținătorii cotelor, ca acestor bunuri patrimoniale care le au. Așa și n-au dat. Câte pământuri sunt? 32 de hectare. Și acolo sunt clădiri care le-au vândut cu tot cu pământ și le-au vândut cu tot cu clădiri, ceea ce nu se poate de făcut așa ceva. Și când au venit de la SIS și au făcut revizii, comisia asta, inspecția financiară, i-au depistat 3,5 milioane de bani furați din primărie care lipseau. Și încă nu s-a terminat, tot vine anchetătorul să duce, vine să duce, am înțeles că... Toate acuzațiile astea le poți demonstra cu vreun document, cu vreo probă?
Ca să nu fie nefondate și nu mă dea și pe mine și pe Matan în judecată. Sau zbârfi din sat că a fost SIS-ul, inspecția Am actul de financiară. revizie care îl citește primarul la o ședință a Consiliului. Ok. Da, este. Asta îl trimit și să... La mine este înregistrat audio. Și dacă chiar și cineva neagă că nu e așa, eu pot să vină la primărie să ceară documentele și să vadă că ce se vorbește nu sunt minciuni. Și actul ăsta de revizie este și la Sroca, la Cancelarea de Stat, la Inspectorat Fiscal, tot este actul ăsta de revizie. Și eu și am când primarul citește actul de revizie. Și de atâta spun că este document, în bază documentului dat. El se mai balotează și la 5-lea mandat, dar îi mulțumim frumos Nu că se 4 balotează, dar candidează. Dacă o să-l voteze oamenii, o să aveți primar potrivă. Da, păi chiar e pe potrivă. Mă înțămâiesc, domnul Șbadaprost, nu știu de unde l-o, că oamenii așa, știi, dacă îi zici ceva, ei, da, ne temem că e primar, și că el e primar. Ei, pe din dos grăiesc, dar de fapt știm că el e tare scolt, că dacă ceva nu-i place, pe nu trimite polițist și du-te că pe ăsta, că grăiește mult, ea sancționează. Dar ăsta, dacă chiar grăiește mult, dă-i pașchi pentru mine și el să mă susțin în campania electorală. Așa nu. Și atât de loial să fie polițistul primarului când el are alte subordonare, trebuie să respecte legea, să-mi spună, să apere drepturile omului. Dar Vrei să nicum zici nu au pus polițiștii de 7.000 sector amendă, îi... polițiștii doi, tot sub influența primarului. Că primarul face abuz de putere și exces de serviciu, așa și polițiștii. Ei nu se uită la omul ăsta care ia vai de dânsul. El se uită la așa la care le dă bani. Și treabă primarul de bani la ziua polițistului remunerează. Da, lasă-le de card de unde, din 3 milioane jumătate, 3 milioane jumătate în 6 ani, Păi, dar din nu dă din banii 2016 lui, dă până... din bugetul primăriei, nu? Din 2016 până 2020, 26 ani, numai 6 ani eu depistat 3 milioane jumătate. Dacă mai cată 10 ani înainte, primarul deține mandatul din 2007 până în 23. Câți ani? 16 ani la cârmă. Dar dacă e mai cată așa 10 ani, câți milioane depistat? Era miliardul plot. Bun, vin alegerile, găsiți altă candidatură mai bună și încercați să faceți o schimbare. Mulțumesc pentru relatare public ce am discutat noi aici și sperăm să aibă vreun efect. Să dea Domnul.